Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 92, denumit RSS is Forever. Gazdele tale sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța și te salută. Salut, Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit așa cu toții și bine ai revenit! Și îți dai într-o zi o să fii și tu la care face singur hosting la podcast. Nu se știe niciodată. Mai eu aș vrea, dar eu nu prea... Nu, adică nu... N-am făcut niciodată chestia asta singur, știi? Tu ai mai multă experiență, <sos> îți e mai ușor, singur, nu știu, cred că aș lua o razna pe câmpii, aș vorbi două ore de ale mele și nu știu cât de ascultabil ar fi, așa că, na. Vedem, în timp, așa. Subiectele de astăzi sunt Amazon și mediul înconjurător, Spotify și RSS și VTubers. VTubers, pardon, nu VTubers, e VTubers. Bineînțeles, oriunde asculti podcastul ăsta, că e Apple, că e Google Podcast, Spotify, tot ce vrei tu, nu uitați să ne dai un like, share și recomandare, ori cinci steluțe, ceva de genul ăsta, în așa fel încât podcastul să ajungă la cât mai mulți oameni. Și bineînțeles, toată lumea este invitată să se înscrie la feed-ul RSS al podcastului și, desigur, să ne lase niște comentarii pe Reddit. Așa că aveți, aveți metode prin care să ne ascultați și să ne contactați. Bineînțeles, e pe tehnocultura.com unde avem show notes unde oamenii mai lasă comentarii din când în când și mulțumim frumos pentru asta. Și așa, bun, hai să te întreb Vlad, ce -ai mai făcut în ultimele una-două săptămâni, așa din punct de vedere a tehnologiei? Mai am fost acasă în România, în aceste două săptămâni s-au întâmplat multe chestii, acum nici nu știu de, despre care să vorbesc, poate pentru episoadele viitoare o să mai aduc aminte de, de unele de altele. Dar o să încep așa în stil tradițional cu, cu un rant, cu, cea, cu chestia care m-a deranjat cel mai mult în uh, săptămânile astea și care a început așa. care a început cu o chestie pozitivă, știi? Și s-a transformat din păcate într-un fiasco. Uh, nu știu dacă știi tu, există o nouă rețea de telefonie mobilă în România care se numește Yoxo, Y O X O.ro. Mă rog. Pare nume uh, chinezesc. Nu e nume chinezesc pentru că ține de, de Orange, e practic un serviciu prepaid 100% digital oferit de cei de la Orange. Da? Ce înseamnă 100% digital? De fapt, asta a fost motivul pentru care m-am încântat inițial treaba asta. Pentru că pe IoXo nu trebuie decât să descarci o aplicație. Ai trei tipuri de abonament: unul cu 50 de giga. 100 de giga și 150 de giga, și ăla de 150 de giga îți oferă și în roaming vreo, vreo 6, 6 giga, ceva de genul. Prețurile sunt mega avantajoase, pornește de la 19 lei până la 39 de lei, ceea ce pentru mine, care plătesc aici în Germania de miese -mi pe nas pentru net puțin și de proastă calitate, e senzațional. Și pentru că m-am dus acasă și am muncit, Astea două săptămâni, într-un apartament unde nu aveam conexiune la internet fixă, pentru că nu locuiește nimeni acolo momentan, am avut nevoie de o soluție de genul ăsta. Și atunci am aflat de IOXO. Și ce m-a încântat cel mai tare? Eu, având iPhone, n-am un telefon dual SIM, da? am un singur SIM pe care îl țin de obicei pe peste de Germania, dar pot să am e uri pe, pe telefon. Și IOXO îți oferă direct e sim da? adică descarci aplicația, îți alegi abonamentul și îți instaleze SIM-ul pe, pe telefon direct. A, cum se mai face la un vest? În se face des așa. În vestul vest, că aici în centru <laughs> nu există. Deci aici în centru e SIM, cred că doar Vodafone oferă. În niciun caz furnizorii de prepay și cu atât mai puțin pe low cost. Deci, no. practic putem să-mi transform iPhone-ul într-un dual SIM, să-mi păstrez SIM-ul de Germania și să-mi dau chestia asta pe el fără să trebuiască să plătesc efectiv un abonament. Teoretic și asta e un fel de abonament, că îl plătești lună de lună, dar poți să-l și anulezi de trei ori pe an. Na, în fine, nu fac eu acum, nu dau, uh, am dat deja și prea multe detalii. Ideea e că suna foarte bine. E sim, ușor de folosit, direct din aplicație, tot în regulă. Bun. În primele zile mi-am făcut un, uh, un, cont cu un număr de telefon, cu uh, mi-am luat abonamentul respectiv și după aia m-am gândit, bă, Uite, văd că ofer, oferă posibilitatea de portare, doar că deja era prea târziu ca să mai fac pe numărul ăla. Și da. mi-am făcut un nou abonament, tot la ei, că poți să-ți faci 100, cred, pe același cont, pe care mi-am portat numărul meu de telefon, care era pe altă rețea, nu contează. Da? Și am primit, făcând chestia asta, încă un beneficiu frumos din partea lor, 150 de giga de net gratuit, adică prima lună gratis. Excelent, da? Deci până acum numai chestii bune. Și acum trecem la partea negativă. Duminica când plecam spre casă, am zis, bă, hai să activez opțiunea asta cu roaming, pentru că, na, urma să fiu toată ziua pe drum, să mai ascult o muzică, una, alta, nu știu ce, pentru 39 de lei, oricum e mai ieftin decât plătesc aici pentru cei 6 giga pe care i-am, da? Deci 39 de lei ar veni la Ioxo și eu plătesc 13 euro, deci ceva mai mult decât dublu. Bun, intru în aplicație, selectez extra opțiunea cu roaming, nu știu ce, dau, stă un pic, mm -hmm. în macină, se învârte la eroare tehnică. Bă, nu merge. Asta e. Închid aplicația, o deschid din nou, zic, poate a doua e cu noroc. Nu merge nici a doua oară, aceeași eroare tehnică. Mai stau eu 5 minute, zic, poate n-am semnal bun aici, că deja eram pe drum, conducea nevastă mea. Mai stau vreo 5 minute, mai încerc a treia oară. Eroare tehnică, zic, asta e, mă las pe guba și am încercat de 3 ori, nu vreți banii, sănătate. Nu trec 10 minute, și mi se iau de trei ori banii din cont. Aha, pentru extra opțiune. Da. Deci de trei ori mi s-au luat banii din cont și ghisce, extra opțiunea n-a fost activată nici azi la 3 zile după uh, ce s-a împlinit fapta. Și. Ceea ce m-a supărat, de fapt, cel mai și cel mai tare, este faptul că este imposibil să dai de cineva, la fel cum se întâmplă în, din ce în ce mai multe situații în 2022, pentru că cei de la Yoxo oferă doar un serviciu de, de chat care nici măcar nu e live. Îți scrii tu mesajul și îți răspunde ei cândva. Bineînțeles că au o mențiune acolo cu uh, avem ore. multe solicitări și vom reveni hmm. în maxim 72 de ore. Ei bine, au trecut câte, Dumnezeu, au trecut 48. Mâine se fac alea 72, sănătate. Eu mă duc la NPC, dacă nu uh -huh. mi-au răspuns că asta e situația. Și nu mi se pare normal să nu există consecințe pentru chestii de genul ăsta, știi? Deci, eroarea tehnică n-a fost o eroare tehnică, banii mi s-au luat, dar extra opțiunea n-am primit-o. E așa, un triple whammy, cum se zice. M-au făcut de trei ori, știi? Și. Um, o să-mi recuperez banii mai devreme sau mai târziu, e clar, dar modul în care se pune problema asta cu, cu suportul tehnic pe, pe mine mă supără extrem de tare. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie obligați prin lege oricine e e nu-și oferă niște servicii contra cost de genul ăsta, să poată să. adică să poți să dai de cineva într-un timp relativ scurt ca să rezolve o problemă de genul ăsta, știi? Uh, evident că vorbim aici de, nu știu, cât 18 euro în total, n-am sărăcit. Dar nu e normal să se întâmple așa, știi? Normal era ori să fie cineva disponibil pe chat la maxim 24 de ore, dacă nu pe loc, or să existe și un număr de telefon, da? Pentru că până o la urmă... de e email, ceva nu există. Măi, eu n-am găsit. N-am găsit. Am găsit azi cu Chiu care exista un număr de ăsta de telefon, dacă sunt la numărul 300, Um, uh -huh. Contra cost, bineînțeles, deci mai trebuie să mai dau niște bani ca să mi dea ei mie banii înapoi, ceea ce iarăși nu e ok, în fine Dar, evident, eu acum fiind în străinătate și neavând opțiunea cu roaming că n-am putut să o activez, nu pot să sun la numărul ăla, înțelegi? Deci sunt într-o situație din asta, iarăși, super paradoxală și proastă, în care n-am cum să sun, mi-au luat banii, nu mi-au activat opțiunea, nu dau de nimeni și totul a început de la ceva ce părea o eroare tehnică, nici de cum, da? nu mă așteptam că o să mi se mai ia banii uh, ulterior. Ai motive acum să mergi în România, mai faci un grătărel, mai să la o bere și în timpul ăsta poate să răspund și ăștia. Nu vai, ANPC e una din puținele instituții românești în care mai am încredere și o să mă rezolve ei dacă altfel nu se poate. Uh, dar da, am vorbit, nu știu, 5 minute doar ca să vă spun, nu vă luați Ioxo. Faceți orice altceva, nu vă luați Ioxo. Ei, când nu, a... să fac cel puțin deocamdată. Poate pe viitor să-și rezolve mizerile. Dacă tot ziceai de Orange și cu nume din asta de rețele ciudate, Orange nu e la prima mișcare de genul ăsta să facă un fel de pseudo rețea de telefonie, înțelegi? Prin 2013-2014 au făcut o rețea numită indigen. Și a fost prima oară când îți puteai lua un număr 0799. Am avut și eu pe atunci, prin vremurile vechi, de mult, știi? Și uh, n-a durat mult un an, un an și ceva și după aia au închis rețeaua. Zicea, ok, trebuie să te muți în altă parte, ori să te muți pe Orange normal, ce vrei tu. Și au creat rețea aia, rețeaua aia, aia ca să-ți ca să-ți în teoretic niște oferte mai bune sau ce vrei tu pe acolo, că mai apoi să o închidă. Dar fiindcă Orange are istoric mm -hmm. din asta, nu știi cât de mult să mai ține și Iox o rețeaua asta altă pe care o deschis -o ei. Mai ales că o fac digital first, în sensul că, ok, trebuie să-ți rezolvi problemele fie prin chat, fie prin sistemul ăsta al lor, fără să vorbești cu oamenii, nu știu cât de mult va, rezista știi, soluția asta a lor. Mai în principiu, având în vedere cât de mult am avut de a face eu cu suport tehnic în ultimii, nu știu, 5, 6, 10 ani pe rețelele de telefonie mobilă din România, nu m-am gândit că va fi o problemă. Știi că asta e genul de situație super dubioasă și neașteptată și în rest m-ar fi mulțumit. Exact faptul că e sutra digitală, ai totul la îndemână din aplicații teoretic sau ai crede că ai totul. E cu esim, e ieftin, e perfect. Da, dar uite că încă nu e chiar așa de perfect, știi? Doar că una e când, nu știu, nu prea ai semnal, când nu ți se activează o extra opțiune, nu știu ce, și alta e când îți zboare de trei ori o sumă de bani din cont și nu dai de nimeni să ți recuperezi, știi? când vorbim de, de, situații din astea, deja nu mai e, nu mai e amuzant. Nu. Uh, greșeală, uite, indigent ce aveam eu era de fapt un fel de pseudorețea de la ăștia, cum îi zice, de la Volapon, nu era de la Orange. Mm. Dar interesant că ei zădeau și o jucărie micuță. Eu țineam minte că au fost portocalie, dar de fapt jucăria ei era uh, roșie de era vodafone de fapt, cu indigenul ăla, știi? Și aveau rețelele astea, ci că se numesc Mobile Virtual Network Operator, ceva de genul ăsta, știi? Mm ce știu eu, deci, cred că și, la, și ăsta tot așa. Ioxo seamănă foarte mult cu Iolo, știi? cred că așa s-au și să facă. Nu știu ce s-au gândit, dar mai au, de, mai de gândit în continuare un pic. ce vreau să mai zic pe subiectul ăsta, și poate putem sări la altceva, e că atunci când tu vrei să faci o plată, să zicem, când te duci pe un site online și zici buy now sau ce vrei tu pe acolo, se generează un ID de tranzacție. Poți să, indiferent de câte ori apeși pe butonul de buy now, același ID de tranzacție trebuie să se trimite către backend, către server. Și dacă primești de mai multe ori același ID de tranzacție, cred că îi se zice uh, UUID, ceva de genul ăsta, să folosești una, o anumită librărie să creeze un Universal User ID, ceva de genul ăsta, unique universal, unique user ID. În fine, se face și tranzacție de ID, pardon, că UID nu, nu e vorba de tranzacții, dar e un ID unic pentru rețeaua respectiv, pentru backend. Și poți să primești un milion de, de, de clicuri pe ăla, dacă e același ID de tranzacție, n-ar trebui să-ți re recalculeze și să-ți ia bani din nou. Deci nu știu ce programează aia în backend pe acolo, că ea trebuie să calculeze treaba asta. Măi, ce se întâmplă când network pică sau este shoddy, nu, nu se conectează cum trebuie, știi? Deci, astea sunt, să zicem, probleme și nu, nu te poți scuza, da? Că, știi, noi încă, încă încercăm să le rezolvăm, asta sunt chestiuni de bază care trebuie rezolvate, știi? Mai ales unicitatea tranzacțiilor și faptul că nu ai voie să faci tranzacții duplicate, asta e o chestie de bază, mai ales în orice înseamnă, ce știu, interacțiuni cu bani. Înțelegi? Da, și mai ales când vorbim de companii care au zeci și zeci de ani de experiență în spate. Deci, ei ar trebui să, cum să zic eu, să prioritizeze chestiile astea foarte bine, știi? Și adică nu o, sunt niște amatori. O altă dovadă cum că probabil ar trebui să scap și de rețeaua aia, să te și pe alte rețele. Și Băi, abia am trecut la ei. Nu vreau să mă trec la alții, <laughs> pentru că nici cu Vodafone, pe care am fost 20 de ani sau peste 20 de ani, nu a fost mai ok. Cel puțin nu de când m-am mutat în străinătate. Știi? Pentru că în ciuda faptului că în România, sau că nu mai tocmai că nu în România, dar că România are extrem de mulți expați, există aproape zero oferte uh, care să fie compatibile cu cineva care își petrece majoritatea timpului în afara țării, știi? Da, Dacă n-aș mai avea chestii... DJ ar fi ceva. Mă, nici Digi nu e o soluție. Digi are nevastă mea. Hai să zicem că la ea funcționează ok, îl avem ca backup pe ăla. Nu mi-aș mai fi făcut eu încă un număr. Dar la Digi e foarte proastă, cel puțin în România, calitatea rețelei, conexiunea, vitezele, etc. Și de-aia n-am vrut Digi. În fine, dacă n-aș mai fi avut chestii în România, apartament, socotel, aș fi renunțat complet la numărul de România și cu asta basta, că n-am nevoie de, de două, știi? Dar, na, din cauză că sunt așa cu fundul în două luni, cum se zice, încă, încă am nevoie de două ori pe an, câte două săptămâni. Uite, uite o idee revoluționară pe care nu o vezi aplicată. Deci când ești în roaming, în sănătate, și ai ceva de genul Digi, cum are cu partenera mea, ea întotdeauna are legătură de internet și conexiune foarte bună. Pe păi oriunde se duce, dar fiindcă e în roaming, se conectează la cea mai bună rețea din zonă. Exact, da. Poi, oare nu se poate face ceva în genul ăsta și pentru România? Un fel de roaming intern. Adică, măi, eu sunt la Digi, dar... Pe mine să mă treacă pe orice fel de rețea, un fel de roaming intern, în așa fel încât să primesc cea mai bună legătură de date și de telefonie oriunde sunt eu în momentul de față. Eu n-am auzit o chestie discutată de roaming intern, înțelegi? Da, păi îți dai seama, ideea cu rețele de genul Digi și alte rețele din astea low cost e că îi închiriază lățime de bandă mai redusă de la un provider mare ca să poate oferi costuri mai bune. Deci cumva ești blocat, cu siguranță există niște... Nu știu, blacklisturi, da, și nu te poți conecta la ce rețea vrei tu în, în țară. Nu, nu, în dar străinătate nu se aplică. Se, să se facă automat, basta. Adică nu contează unde am eu numărul meu de telefon, dacă o rețea mai bună este în zonă și are semnal mai bun, în mod automat rețeaua mea originală din RDS să mă treacă pe Vodafone. Și bineînțeles, ei să aibă un, un târg între ei, ok, îți plătesc atâția bani pentru omul nostru care e pe Vodafone, pentru că tu ai legătură mai bună. Nu. asta trebuie să se facă, dacă vrei și îți pasă de clienți, nu? Păi, nu, tocmai asta e chestia. Vodafone oferă serviciul la 50 de lei pe lună, da, să zicem. Digi îl oferă la 25 de lei pe lună. Dacă Digi să-l poată oferi la 25 de lei pe lună, ei plătesc niște lățime de bandă la Vodafone, că ei n-au rețeaua lor proprie. Ei fac piggyback pe rețeaua Vodafone, da? Și Vodafone le dă o lățime de bandă mai redusă ca ei să poată oferi serviciul la jumătate de preț. Dacă s-ar putea conecta la oricare altă rețea, îți dai seama că ea n-ar mai beneficia din chestia asta. Și atunci nu funcționează așa. Cumva în roaming nu e foarte bine reglementată chestia asta și probabil că de aia nu nu se aplică, Bă, știi? să se țină cont că la tehnocultură s-a auzit de o idee gen roaming cu ghilmele de rigoare intern, absolut, ca să fie absolut. mai bine omului pe viitor. Ei, în cazul Clar. meu pe linie, hai să trec la mine, pe linie din asta de tehnologie, în afară de faptul că fac muncă de coding și mă disează chestia aia și am tot felul de probleme interesante de rezolvat, am jucat jocul ăsta, cum îi zice fratele meu, o străi cu cata, cata cu pisica, pardon, cu cata, cu cat. <laughs> am combinat română cu engleză și am zis cata, în loc de pisică. Și am jucat jocul ăsta, Stray, și a fost într-adevăr interesant. În șase ore și jumătate l-am terminat. Nu este foarte, un joc foarte pisicesc, pe cât este un fel de puzzle din ala. interesant, doar că în loc să ai, să zicem, un, un, un roboțel mic sau cine știe ce să ai acolo, e o pisică, știi? Și da, știu e, despre joc. Am auzit și ce ai vorbit în podcastul cu Dorin, că l-am ascultat. Da. E, e simpatic pe anumite laturi, că poți să-mi au un, poți să-ți gri chestii, dar mi un latur și doar în rare ocazii îți aduc zorcii aia să te atace. Restul e relativ inutil, mi un latur. Și că era fain că mi-e un ai lângă un robot și robotul îți dădea atenție sau ceva. Deci nu se prea întâmplă treaba asta. Când zgârii, nu ajută la nimic toată acțiunea aia. Deci am zgâriat efectiv, mi-am pus eu în cap să zgări toate covoarele, toate mochetele, toate dulapurile, toți pereții care puteau fi zgâriați. N-am primit niciun achievement, nimic, nici o chestie. de ce să-mi zgârii eu ala? Și la fel, era o chestie interesantă. Când erai pe o zonă puțin mai întunecoasă, aveai drona aia micuță să-ți aprindă lumina. Ori pisicile văd pe întuneric, în principiu. Deci, de ce avea nevoie de dronă să-ți deschidă lumina, știi? Și asta e o chestie care cumva Au cam pierdut-o din vedere ăștia Când au făcut jocul Zic băi pisicile de fapt Ar trebui să vadă în low light Înțelegi? <laughs> Și-a cam ratat aia știi? Și poți să sari din loc în loc Așa cât de cât E mai mult un fel hai, ai, ai putea să-l numești un platformer știi? Că nu aș spune E un puzzler platformer Nu neapărat un uh, adventure game E mai mult un fel de hai să zicem să numim un fel de film interactiv, să zicem ceva de genul ăsta dacă vrei să-i spui, dar e eu, eu, oricum simpatic, adică nu-mi pare rău că am petrecut X ore prin mă meu pe acolo, într-adevăr e, e destul de relaxant. Te duci te plimbi mai devreme sau mai târziu ajungi să te și plictisești tot prin te tău pe acolo, hărțile nu sunt deloc mari dar e interesant și într-adevăr Finalul a fost destul de me, ca să zicem așa. Nu am să spun ce și cum pe acolo, ca să nu le stric oamenilor ideea, dar mă așteptam ceva la mai mult de la finalul ăla, să aflu și eu mai multe, de fie despre oameni, fie despre roboți, fie despre pisicile celelalte sau ceva. Și nu. A fost așa, Ea, bine. Probabil o să fiu un fel de stray 2 pe viitor, să mai vedem despre ce este vorba. E... Dar, în schimb, simpatic, simpatic de gust. Într-adevăr, jumătate din joc îl face faptul că e o pisică de personaj principal. <laughs> și cam atâta. Pe viitor mai, mai vedem pe acolo. Abia aștept să, trimit, să termin de citit cartea aia, cum zicea, Innovator's Dilemma, de Clayton M. Christensen. Și poate să fac și eu un mic review de cartea aia. E, e, genială cartea aia. Bineînțeles, nu e atât de mult de tehnologie, pe cât e mai mult de business și de product management. Dar e o chestie interesantă, pentru că vorbește foarte mult de tehnologie și cum cum au evoluat, să zicem, anumite tehnologii și piețe de-a lungul timpului simpatic oricum. Dar bine, hai să trecem la, la subiectele de zi cu zi, ca să nu mai plictisesc oamenii cu pisici atâta și cred că vreau să încep eu cu subiectul ăsta din TechCrunch. Aici o să ne întindem puțin mai, mai mult de, de vorbă. Și anume la TechCrunch, în articolul ăsta pe care l-am pus în show notes la manuelcheza.com la episodul 92 înregistrat marți, da? Marți pe 2 august 2022, ca să știm. Ei bine, în, a, în, link aici avem Spotify cere bani pentru butonul de play. Bine, nu este chiar numai pentru butonul de play. Este vorba de modul în care manageriește playback-ul în aplicația de Spotify. Și treaba care este, oamenii s-au plâns foarte mult de fapt, de modul în care se face play, playback-ul pe aplicația de Spotify. Și Spotify zice, las că vă facem noi să, vă facem să plătiți, dacă veți să aveți o experiență mai bună în aplicația de, de Spotify, știi și că în curând va introduce un buton de shuffle și un buton de play. Știi că în mod normal mi se pare că play-ul de la Spotify în aplicație este de shuffle play, adică dai play, dar și alege la random ceva. Or, poate să um... ai două chestii diferite, știi? Ăla de shuffle play e doar dacă ai Spotify versiunea gratis, din câte știu eu. Dacă plătești da, da. pentru Spotify, ai un buton normal. Exact. Deci, dacă plătești pentru Spotify, ai butonul de play și ai și un alt buton de shuffle. Ceea ce este, exact. într-un fel, chestia asta a existat în tot felul de, de user interfaces, inclusiv în Winamp, de cu 20 de ani de zile. Deci puteai să-i shuffle, puteai să-i play, niciun fel. Iar acum Spotify, ce, ce zice? Ok, vrei neapărat să ai un play normal fără shuffle și să fie asta separată? Va trebui să plătești în abonament. Chestia la care... chestia la care, de care s-au plâns foarte mulți oameni și cei de la TechCrunch au și spus și, și sunt puțin cam mirați așa e, e, foarte chiar spune și de la TechCrunch că este foarte ciudat că a creatorii de aplicații să ceară bani pentru chestiuni care par a fi de bun simț, înțelegi? Și tot omul știe că atunci când erai pe Winamp și ascultai muzică, aveai butonul de shuffle și un alt buton separat de play și cu asta te puteai duce înainte. E și... logic. Adică, așa funcționează de când, nu știu, de când există cel puțin CD-uri, da? care aveau funcție de play și aveau unele dintre ele și o funcție de shuffle. Butonul Știi? de play n-a fost niciodată o chestie pentru care să plătești extra. Adică, nu, nu înțeleg absolut deloc decizia, mi se pare nu doar bizar, ci de-a dreptul, nu știu. Știi cum este? Că mă tăresc, ei, n -am, n -am E, e că mă tăresc într, -o într -o adevăr, ei, ei vor să scoată banii prin orice metodă posibilă, pentru că mi se pare că Spotify nu cred că este profitabil nici la ora asta. Îi primesc mult venture capital, oamenii bagă bani bine, acolo investitorii. -aia Spotify cumpără tot felul de companii și colom, cumpără și drepturi de la publisher, dar în schimb nu cred că este Spotify profitabil. N-am -am, -am verificat, dar nu -mi pare a fi profitabil. Eu nu știu de ce ai plătit pentru Spotify. Mi se pare un serviciu atât de prost. Mă rog. B eu las ascult din când în când, nu foarte des, am câteva melodii puțin în listă pe acolo și cu asta, pe asta mergem pe mai departe, știi? Ideea este că sunt din clasa aia de oameni care, ok, dacă Spotify devine în acum o să trec pe YouTube Music, dacă nu o să trec pe altceva, dacă nu, întotdeauna pe undeva ceva există, știi, când e vorba de muzică. Și YouTube Music știi? e prost, dar la măcar oferă niște chestii în plus bine. Pentru mine, care sunt mare consumator de YouTube, știi? Adică oferă și experiența de YouTube fără reclame și așa mai departe. Dar vorbind strict de ascultat muzică. Pentru cine are iPhone, Apple Music e mult mai bun de departe. Și pentru Android, nu știu, mai sunt și alte servicii. Eu am fost, de exemplu, mi-a plăcut din totdeauna mult mai mult Deezer decât, decât Spotify. Avem sau... Deezer dinainte să existe Spotify, cel puțin în România, știi? Și el a, a fost întotdeauna pentru mine go-to. Da, mă rog. Te mai poți duce pe ceva gen E un radio din asta online făcut de olandezi, care muzică dance, techno, ce vrei tu pe acolo, da, foarte da, simpatic. știu. E, astea sunt servicii de streaming, stil radio, online. Eu vorbesc de, de chestii din, din astea, cu muzica on demand, unde poți să-ți alegi ce vrei tu, melodie, album, etc. Mm -hmm. Și așa e. Da, păi, într-un fel, știi cum e, mă, chiar mă gândeam când citeam articolul ăsta, zic, opa, ajungem la, la chestia de pendul, știi, la un moment dat pendul e prea mult într-o parte, după aia zice prea mult în cealaltă parte. ește te la Marea piraterie din 90-2000. Tot felul de melodii. Oamenii și descărcau MP3-urile prin P2P, peer-to-peer, uh, -peer și aveau acasă Winamp, nu? Și atunci avea fiecare om avea acasă 100, 200, 300, 500 de melodii și ascultai prin Winamp, așa foarte bine. Ce fain după, erau vremurile. După aia, exact, fiecare avea melodia lui și după aia făceai CD-urile și le dădeai printre prieteni, ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Chiar dacă era, cel puțin în vest, era riscul mare de ce știu, amenzi măcar, dacă nu închisoare. Și după aia, de la chestia asta cu Winamp și MP3-uri uh, MP3 piratate, s-a ajuns cât de cât la iTunes, unde poți să asculti la YouTube Music și Spotify-ul și acum, pentru că Spotify o face tâmpenii din asta gen buton de play, tre trebuie să plătești ca să ai buton de play clasic, o să vezi că pendulul se duce din nou în partea asta în care oamenii o să zică, ok, dacă Spotify oricum descarcă fișierele audio în aplicația lor, că asta face. Mi se pare că la un moment dat putem asculta foarte bine Spotify cu internetul deconectat, știi? Deci uh, au un fel de caching ceva, ăștia de la Spotify. Și o să vezi că la un moment dat, mai devreme să mai târziu, o să apară un fel de uh, Spotify Ripped, știi, versiune crecuită, în care poți să asculti ce melodii vrei tu, și să faci un export de melodii din Spotify către MP3 sau alte chestii de genul ăsta. Uh, să știi că eu, din câte știu, pentru Android există un Spotify Hacked uh, pe care îl poți descărca și instalezi APK-ul și -l... ai practic Spotify Premium fără să plătești. Deci cel puțin pe Android există sau cu siguranță până acum un an de zile exista, știu eu sigur, sigur. Pe iPhone e mai greu că nu prea mai poți instala nimic uh, din ce nu e în App Store, știi? Dar pe Android se poate încă. Da, dar la Android trebuie să faci skip boot sau cum se zice, e o chestie de la side loading, nu? Da, la Android se activează foarte ușor din developer mode, deci chiar nu e complicat. Mm -hmm. Ok, merge așa. No, și atunci când vezi că Spotify face figuri din astea ciudățele, la un moment dat o să vezi că, oamenii, ok, a acolo avem muzică, e Spotify, bineînțeles, hai că o să o luăm noi cumva. Știi, oamenii sunt foarte, să zicem, deștepți și să facă mici hacking-uri de aici, de acolo. Nu, asta a fost întotdeauna. De când a existat internetul, s-a găsit o metodă prin care cineva să vrea să ajungă la un conținut anume, dacă era, o, erau oamenii sau grupurile de oameni erau suficient de interesate, știi? Și mă aștept ca până la urmă Spotify-ul să, să, aibă și o variantă de desktop, știi? Cred cu e și să face export de mp 3 uri Acum, interesanta chestie este că Spotify-ul, eu mă aștept ca Spotify-ul să nu salveze Melodiile sub, form sub formă de MP3 sau M4A sau tot felul de containere din astea, rapere în jurul uh, fișierelor audio. Mă aștept să nu facă treaba asta. Uh, mi se pare că mă uitam la un moment dat niște fișiere pe acolo, erau niște fișiere foarte mari de cash din Spotify și nu avea acces înăuntru, înțelegi? Doar prin uh -huh. executabilul de Spotify poți să vezi cei pe acolo, știi? Și, dat fiindcă muzica de orice fel e efectiv sunet și sunetele astea sunt. Uh, pot fi modelate în matematic, efectiv, poți să ai și niște funcții matematice care generează la un moment dat sunetul care te interesează, e bine, e foarte probabil ca Spotify la un moment dat să aibă să salveze imaginea asta sub formă de fișiere text în care introduc doar coordonatele, știi, amplitudine și ce alte chestii mai trebuie pe acolo, amplitudine și timp pentru generarea sunetului, știi? Și atunci cineva suficient de deștept și hotărât ar putea să verifice codul sursă a, a Spotify-ului, să-i facă reverse engineering și să zică, oh, ok, am găsit locul unde putem găsi fișierele astea, hai să le facem conversie în MP3, știi? Uh -huh. Dar chiar mă gândeam, zic, dacă aș face ceva de genul Spotify și aș downloada imaginile, imaginele, pardon, melodiile în, în, calculatorul omului, în mod sigur nu le-aș downloada gen MP3-uri. În mult sigur, aș crea o formulă matematică sau ceva de genul ăsta, pentru că orice fel de sunet posibil și imposibil de pe planeta asta poate fi replicat prin, prin, prin o sumă de unde, efectiv. Și atunci, mundele alea pot fi modelate în matematic și atunci când combin, combin mai multe unde, ai diverse, din asta sinusoide, când le combini mai multe, uh -huh. obții sunete care mai de care, mai interesante. Inclusiv timbru vocal al unui om poate fi generat prin acele funcții matematice. Înțelegi? De la da. fiecare om în parte. De aia se face și una la mână recunoaștere vocală, atât de ușor, e mai ușor să facă recunoaștere vocală decât recunoaștere facială, adică pe, pe video, și este, de -aia este destul de ușor să, să mergi până la urmă pe ideea că nu trebuie să salvezi neapărat în pe cât poți să ai un alt tip de fișier în care introduci coordonatele astea, știi, ale sinusoidelor și la final le combini. E, e o chestie foarte faină, o să vezi cum matematica poate să te ajute să creezi un serviciu de Spotify și să fie foarte greu ca să faci o conversie de la ce are Spotify la MP3-uri. Dar nu e imposibil. Da. Ce, da. ce se face, se poate și desface, știi? Absolut. Și este curmea și o să vedem. Deci nu m-ar mira că la un moment dat o să vezi că o să apară un Winamp și ceva de genul Winamp versus Spotify, știi? Deci un Winamp care efectiv ripui, ripuiește din Spotify melodiile și chiar poți să le asculti cum, cum vrei tu. Mi se pare că Wina fusese cumpărat la un moment dat de nu știu ce filmă și mai, cumva e menținut în viață așa nu mai țin minte din care motive, a fost știi? povestea. Nu mai țin minte. Dar, știu că cineva vrea să nu dispară Winamp și cred că mai există. Nu știu dacă mai lucrează cineva activ la, la data asta. nu, dar cred că mai există winamp -ul. Și toată lumea are, adică cel puțin așa de generația noastră, au amintirii cu Wii am folosit ce însemna să ai 1400 de melodii pe acolo și îți faceai listele, tu le aranjai cu equalizerul, toate prostiile pe da, acolo. Da, da. da, și uite, Spotify-ul nostru, nu numai că vrea să omoare butonul de play, dar uite, am pus și un link către podcastul numit Changelog. Spotify-ul, de fapt, mai toată lumea începe să fie tot mai convinsă că vrea să omoare RSS-ul. Uh -huh. Știi? Și am înțeles că Spotify de curând a cumpărat Anchor FM, de curând fiind în ultimul an ceva de genul ăsta. Și bineînțeles, s-a făcut tot felul de dealuri din asta să aducă producătorii în Spotify. Ori Spotify nu poți să numești podcasting. Spotify efectiv nu este podcasting, este o rețea închisă. Ca podcasting înseamnă că tu, atunci când generezi fișierul ăla al tău audio, tu pui un link în el în interiorul unui feed RSS, care feed RSS este public. Și orice fel de player posibil și imposibil pe planeta asta îl poate citi și poate să-ți redea mel melodia. MP3, fișierul la audio, știi? Uh -huh. La Spotify nu poți să faci asta. Deci, Spotify, prin definiție tehnică, Spotify, deși are emisiune acolo, nu le poți zâmi podcasturi. Clar nu. Da. Înțelegi? E, ă, ei au cum, chiar cumpărat niște podcasturi cu. Reputație, da, cu renume Inclusiv uh, cel al lui uh, Joe Rogan Tocmai în ideea de a câștiga un Super multă credibilitate În, în domeniul ăsta știi? Și de a deveni relevanți În domeniul ăsta Dar adică, tot ce da. au făcut a fost Au devenit relevanți în domeniul show-urilor Dar nu în domeniul podcast-ului da, și... Eu zic doar Ce și-ar dori ei să se întâmple Acum ce reușesc să facă și, e cum zice, din punctul ăsta de vedere, eu aș prefera ca Spotify să piardă la greu pe domeniul de podcasting, pentru că, efectiv, nu este deloc ok să iei un open standard și după aceea să pe tot felul de platforme de podcasting să le încorporezi la tine și pe aia să chilărești partea de RSS. Înțelegi? RSS-ul în momentul de față s-ar putea să fie un, unul dintre cei mai mari dușmani, să zicem, Spotify-ului, dacă Spotify-ul vrea să se mute de, de pe muzică pe emisiuni, înțelegi? Da. Ori puteau să facă să fie și ei foarte deștept și să meargă pe partea aia altă. Ok, hai să îmbrățișăm RSS-ul, hai să creăm o variantă mai nouă actualizată de RSS în care în, atunci când linkuiești către podcasturi, să poți să faci și trans, trans, transcript acolo și să, împărți în părțea, să faci împărțiala, să zicem, podcastului pe capitole și tot de păstiri din ducăm Deocamdată, RSS-ul îți permite să ai câteva, să zicem, puncte de bază în care să specifici un fișier MP3 și podcast. Dar, în schimb, îți dai seama, lumea a evoluat, ai și transcripturi pe care le poți pune pe acolo, ai și capitole, efectiv să pot sări direct la o anumită parte din podcastul respectiv. Iar RSS în mod nativ nu suportă chestia asta cum așa cum ar trebui, știi, și uh -huh. sunt sunt ridere de RSS la greu. Eu folosesc Feedly, unde am 300 de surse în Feedly, pe RSS, ok? Și uh, cum îi zice, podcasturi, ascult vreo 40 de podcasturi. Alea acum le primesc? tot prin RSS cum îi zice, real simple syndication, înțelegi? Uh -huh. Și e culmea când îi vezi pe ăștia de la Spotify cum își dau așa importanță, nu numai că îți taie butonul de play, dar vor, vor să înghită cât mai mult platformele astea de de podcasting. Și e interesant de văzut, uite, Anchor FM ei erau cumva redistribuitori de podcasting sau chiar ei generau fișierele de, de RSS nu știu dacă vorbim de același anchor. Eu am avut podcastul Diaspora Cast pe anchor. Acel mm -hmm. anchor care era un serviciu de podcasting, de hosting gratuit, um, care a fost cumpărat și el la rândul lui de Spotify. Și el a mergea, cred că prin RSS, pentru că puteai să pui podcastul și pe platformele mari de acolo, știi? Mm -hmm. A, uite, că văd, în 2019, că uh, Spotify a plătit 340 milioane pentru Gimlet și Anchor. Uh -huh. În 2019. Deci zece 10, dar tot. <laughs> în 2019, da. știi. Da, eu cu diaspora chiar l-am avut tot timpul pe, pe Anchor, tocmai în ideea că nu. Era nou, mă gândeam eu așa, bă, n are rost să investesc, să bag bani în PodBin sau în mai știu eu ce, uh, pentru că nu știam ce o să fac, cât o să fac, cum o să iasă și atunci Anchor cumva era cea mai bună platformă de hosting gratuită. Adică nu știu dacă ori mai fi și altele, dar oferea super multe. Um, Tooluri și opțiuni foarte ok, știi? Și atunci n-a a fost... Uite, a Anchor FM, Anchor by Spotify mai nou, știi? Da. Creezi, distribui, valorifici podcast toate acestea gratuit, știi? Da. Hmm. Pot mai fi în continuare. Anchor, sper că deocamdată mai funizează feed-ul RSS, RSS, nu știu. Are, are, sigur are. Da. Adică, acum nu știu dacă mai are, dar avea. Nu, mult am uitat așa. În principiu se pare că încă, încă mai are feed la reset, dar sper că nu la o, nu vin la un moment dat cu ideea, ok. De acum încolo, trebuie să treacă totul prin Spotify și nu-ți mai permitem să prezinți feed-ul la reset. Și există riscul ăsta, dar fiindcă au fost cumpărați de Spotify. Da. Spotify ar putea, fi, ar putea fi deștept și, într-adevăr, să permite Anchor să crească într-o platformă de podcasting mult mai puternică decât e acum și să rămână pe podcasting direct. Înțelegeți? Asta ar fi o chestie bună și a transformat pe Spotify din dușmanii RSS în prietenii RSS. Deci, și ar putea ajuta chiar și la popularizarea mai bine a domeniului și poate chiar să și plătească pentru development în standardizarea RSS în varianta ce? Varianta ar trebui să fie varianta 3, nu știu, în curând. Nu știu, standardul RSS n-a fost actualizat foarte mult în, de foarte multe ori și este Because extraordinar de util, da. Până la urmă, da, te gândești că nu să trebuie să actualizezi când ceva funcționează, știi? Da. Dar de aia zic, să fim, să fim foarte atenți pe chestia asta și cu lupă mare pe, pe cu ochii așa țintiți pe Spotify altfel nu pot să zic. Uh -huh. Hai să trecem la știrea ta. Am zis da și m-am pus pe mut din, din reflex. <laughs> Se um, întâmplă, da. <laughs> da, știrea mea, de fapt, cum să zic, probabil că e o chestie așa pe care am găsit-o în The Verge, dar e o chestie de actualitate pentru că vara asta foarte toridă a dus iarăși, nu știu câta oară, în discuție foarte largă tema emisiilor de, carbon și așa mai departe. Și uite că a apărut chiar ieri în The Verge știrea asta, din care aflăm că poluarea mediului făcută de compania Amazon este din ce în ce mai mare. Aici explică, adică, na, știrea despre modul în care crește și cât de alarmant cresc emisiile de, de gaze de seră ale companiei Amazon, în ciuda uh, eforturilor pe care Amazon le face pentru a se vinde ca o companie prietenoasă cu mediul sau ca un lider în, în lupta cu, uh, cu încălzirea globală. Uh, și nu doar. Cu puține procente, ci chiar cu 18% au calculat că ar, fi crezut, că ar fi crescut emisiile în 2021 față de 2020 Ceea ce este absolut enorm Și astea vin dintr-un raport de sustenabilitate al Amazon Deci nu sunt cifre inventate Cifrele seci gen faptul că a generat 71,54 de milioane de tone metrice de dioxid de carbon Nu prea ne spun multe nouă dar ar însemna circa 180 de centrale, uh, centrale electrice pe gaz în fiecare an. Deci cam asta, cam asta e cantitatea. Și dacă ne întrebăm oare de ce, păi pe lângă tot ce înseamnă, nu știu, fabrici, depozite de ambalare, nu știu ce, transportul coletelor, da? trebuie să nu uităm că printre operațiunile Amazon se numără și chestii de servere, da? care sunt extrem de energofage, servere astea de AVS și așa mai departe, alte servicii de genul ăsta. Ceea ce e cumva cel mai trist este faptul că în 2019 Bezos anunța cum compania își dorește să ajungă la un... La emisii net zero de, de dioxid de carbon până în 2040. Evident, o chestie care nu doar că are slabe șanse să se întâmple, dar se pare că ar merge chiar împotriva acestui acestui curent. Și, practic, din știrea asta, ce -am, ce am vrut eu să vorbesc cel mai mult e treaba asta cu net zero. Se vorbește din ce în ce mai mult despre chestia asta, net zero, emisii net zero, știi? Mai ales de companii din astea extrem, extrem de poluante corporații enorme din lume care au ei toți planuri de a ajunge la emisii net zero până în poate 2040-2050, niște cifre seci în care probabil foarte mulți dintre noi nu vom mai fi în viață, poate nu eu sau tu, dar multă populație actuală a globului nu va mai fi în viață atunci și ei atunci poate să promită peste 30 de ani absolut orice și că o să ne îmbrăcăm toți în aur în 2050, care are la fel de multă relevanță. În fine, Um, și m-am -am gândit Așa să explic un pic uh, Care e treaba cu, cu net zero Și ce înseamnă chestia asta um, Asta a venit Sau mi-a venit în cap și După ce am citit uh, Cartea asta uh, referitoare la, la Elon Musk, Tesla Powerplay Și la modul în care a ajuns Tesla uh, Compania care e în ziua de azi Și Chestia asta cu, cu, cu net zero De unde vine de fapt? Cineva am impresia că prin acordul de la Paris din 2009 sau ceva de genul ăsta, a inventat ideea asta de carbon offset. Și ce înseamnă carbon offset-ul ăsta? Înseamnă că tu, Manu Cheța, poți să poluezi cât vrei tu de mult, da? că dacă ai suficienți bani la dispoziție și îmi dai mie Vlad Bănică din banii ăia care eu plantez două mușcate în balcon, poluarea pe care o faci tu e offsetuită sau anulată de uh, mușcatele pe care le-am plantat eu. Și există, practic s-a creat o nouă piață, efectiv, da? în care unii fac bani plantând copăcei sau făcându-se că, nu știu, extrag dioxidul de carbon din atmosferă, o chestie care momentan e foarte puțin probabilă. Da? E, cum să zic, există doar o fază de cercetare care nici aia nu se știe foarte exact cât de dezvoltată e Deci practic cu, cu emisiile net zero Se merge foarte mult și pe promisiuni da? În Momentan nu se pot realiza Toate proiectele alea Megalomane despre care se vorbește Și atunci Companiile ca uh, Amazon Dau bani la companii ca Tesla Care Tesla zice Noi făcând mașini electrice Mașinile electrice Nu mai poluează Nu știu cât da? Cât poluează o mașină convențională Poluează mai puțin Și noi atunci putem să vindem certificate De alea energetice, whatever Către mari poluatori Și practic un mare poluator zice Da, eu poluez mult Dar pentru că ăla poluează mai puțin Cumva se creează un, un echilibru O balanță A consumului Și atunci ce nu consumă ea, consum eu Și practic rămânem La același nivel cu emisiile Ceea ce e o premisă cât se poate de falsă. Pentru că chestia asta cu, cum să zic, cu extragerea carbonului din atmosferă e super teoretică, nu funcționează peste tot la nivel global la fel, în aceleași cantități, da? Există multe proiecte ok, dar și multe care eșuează, și dacă ei, nu știu, dacă o companie plantează 10.000 de pomi în scopul unei emisii net zero pentru nu știu ce mare poluator și într-un incendiu ar 100 de mii de pomi, am cam făcut ceva pe, pe neutralizarea aia, știi? Deci astea sunt așa niște chestii super, super teoretice care ar funcționa într-o lume ideală în care n-ar exista incendii forestiere, în care toți pomii ar extrage la fel de mult dioxid de carbon din atmosferă și așa mai departe. Și pe scurt, există extrem de multe companii, evident cei mai mari poluatori din lume, care încearcă să, să profite de vrăjeala asta cu, cu net zero. Zic vrăjeală pentru că momentan cam ăsta e stadiul în care se găsește. Poate la un moment dat o să fie plauzibil, dar nu prea curând. Și cineva a făcut un site care se numește zerotracker.net unde putem vedea fix chestia asta. Ce companii pl plănuiesc ce fel de reduceri de, de emisii de dioxid de carbon în următoarea perioadă. Și putem vedea, de exemplu, că cea mai mare companie de pe lista asta, cred că e cea mai mare, nu știu exact ordinea în care sunt sortate aici, Walmart, de exemplu, o companie de 559 de miliarde de dolari pe an uh, în casări, își propune până în 2040 să fie net zero. Na, no. ce înseamnă 2000, net? 2040 e nițel cam departe, nu? Adică 18 pe de zic, ani, de acum încolo? În 18 ani, foarte multă populația pământului care citește acum despre planurile lui Walmart nu o să mai fi aici. Și atunci, în 2040, cum să zic eu? Să zic că, a, păi n-am reușit, dar în încă 5 ani o să reușim, Să mai știu eu ce. În fine, Walmart e în retail, da? Următoarele patru companii sunt Royal Dutch Shell, adică Shell, benzinăriile, Sinopec, care e compania națională de petroliere a Chinei, Petrochina, altă companie chineză, Aramco, compania saudită, și apoi vine și Amazon. Da? Ăștia sunt oameni care. oameni, mă rog, corporații care au, um, au planuri din astea de net zero și e foarte amuzant cum în top 5 sunt patru companii petroliere, știi? Adică unii care se ocupă fix cu produse de dioxid de carbon. În 2050 e, e ușor să promiți, e că la politică. Da, da, da. că voi da mâncare la toți oamenii, știi? exact. peste 50 de ani de zile. <laughs> exact. S-a, discutat mult și pe aici, pe UK, a fost și pe la știri, pe la Sky News în, special, și nu numai, și, la The Guard, și pe The Guardian s-a scris, cum că și guvernul UK și tot felul de instituții din astea, companii, împing timeline-ul așa, pe 2050, în 2050 pentru că e ușor de, de promis ceea ce ar trebui să facă, să zicem, teoretic alte generații în viitor. În loc să zică, băi, facem una la mână, vrem să facem cât mai urgent, hai să dăm un termen ăsta mai realist, 2025-2030, să prezentăm și un plan de acțiune și să facem ce, ce trebuie în direcția. Chiar dacă tu promiți că pe, până prin 2030 vei ajunge la net zero și este foarte greu, tu măcar ai început pașii respectiv, dar când zici pe 2050, păi cine s agită pentru 2050? Aia clar, dar problema mai mare e că în momentul în care s-a inventat vrăjala asta cu net zero, majoritatea acestor corporații au început să poleze mai mult. Deci ei, de fapt nu își reduc deloc emisiile, ei doar găsesc modalități de a polua în continuare, cumva folosindu-se de, de treaba asta cu carbon offset și cu credite și cu așa mai departe, știi? Da, ai, e mica mare problemă și acum sunt curios să văd când, când, încep să aplice, să, să zic, ok, ia, hai să scoate în carbon offset și fiecare să nu, nu să plătească către nu știu ce pentru acele carbon offset, să plătească amenzi. Amenzi peste amenzi peste amenzi până când iau, iau măsuri potrivite, știi, ca să reducă emisiile astea, știi? Pentru da. că e ușor de zis și cum am avut noi mai de mult o discuție, noi oamenii simpli trebuie să nu folosim mult mașini, să sângem gunoiul, să reciclăm ce vrei tu. Mai e simpatic, dar până la urmă marea, marea majoritate a, să zicem, polorii e făcut de, de, companii din asta mare. Care nu doar că nu fac nimic ca să-și reducă emisiile, doar găsesc loophole-uri și, și, și poluează din ce în ce mai mult, știi? Eu de asta am o mare problemă Mă rog, poate nu pare a avea de a face mult cu subiectele noastre de tehnologie, dar de fapt are, pentru că tehnologia de a atinge emisii net zero încă nu există. Da? Se vorbește mult despre tot felul de dispozitive de înmagazinare a dioxidului de carbon și a de a-l îngropa în pământ, alții zic de a-l fixa în mare cumva, dar nu există toate tehnologiile astea momentan. Știi? Dacă am dat, da, e teoretic și normal că trebuie investit cât mai mult și pentru chestia asta regenerabile, plus nucleare. Știu că e o părere, să zicem, ne, nepopulară, dar într-adevăr, chestiile astea, centralele nucleare, într-adevăr, sunt mult mai utile decât ce ai vrea să faci tu, tot ce înseamnă din punct de vedere al petrolului și cărbunilor. Absolut, nici nu se pune problema. În drept dovadă, eu am mai zis aici de multe ori la podcast despre faptul că energia nucleară e foarte ok comparând soluții alternative, gen cărbuni sau gaz rusesc, Doamne ferește. Uh -huh. um, și statul german, care acum 10-15 ani diabolizase centrale nucleare și le-a le scos din uz, acum a pus energia nucleară pe lista energiilor verzi de deci se pare că nu eram chiar așa de nebun. Sau poate sunt dar acum e nebun și guvernul german, eu știu. Da, deci ca idee, e bine să reciclăm, e bine să polem cât mai puțin, da? Uh, dar luați toate astea cu un pic de sare da? și gândiți-vă la mari poluatori și nu vă mai faceți mm. în principiu atât de multe procese de conștiință față de persoana voastră. Eu mi-am făcut față de persoana mea multă vreme. Cum aș putea face să poluez mai puțin? Cum aș putea face să reciclez mai mult? Și fac în continuare atât de mult cât pot, dar îmi dau seama că oricât am face noi, cei care putem face, că, cum să zic eu, degeaba reciclez eu și până încă 50 de milioane de nemți dacă în India un miliard de oameni n-au cum să recicleze, înțelegi? Și atunci, na, cum să zic eu? Da. Puneți presiune pe marii poluatori. Asta ar trebui să facem cu toții, știi? Ca, ca ei să reducă cu adevărat uh, uh, cantitățile de, de noxe pe care le emit și nu doar noi să fim mai care cumpără mașini electrice, vă zi, doamne, ca să fim mai verzi să nu moară planeta să ducem bidoanele la reciclat ca să nu moară planeta și în timpul ăsta Amazon a mai pus 20% la milioanele de tone de dioxid de carbon pe care le emite anual. Da. Bună, bună lecție și bun de știut. Hai să mergem pe mai departe de la Coding Tech. Cică, și acum trecem, schimbăm registrul total în partea de altă cu programarea așa, că am văzut că a trezit ceva interes subiectul nostru legat de programare, dar nu, îți dai seama, noi am vorbit destul de des pe chestia asta. De ce? Pentru că e un subiect interesant, și sunt sigur că oamenii ar vrea să înțeleagă puțin mai bine și Cică, ce calități are un programator. A făcut un filmuleț chiar foarte fain, tipul ăsta de la Coding Tech și chiar, am, chiar, chiar, vreau să pomenesc doar de ideile generale pe care le-a pus el în video, în film. În primul rând, Cică, trebuie să fie obișnuit să stai mult în loc în fața calculatorului, să lucrezi la o idee, la o soluție, la ce vrei tu pe acolo, știi? Când lucrezi la la un program și vrei să o scoți la capăt, sunt situații în care, cel puțin în cazul meu, pot să treacă și trei ore și nu mă mișc deloc, adică nici nu-mi dau seama că n-a trecut nici timpul, n-am băut nici apă, nici cafea, nici nimic, doar să stau fixat acolo pe o chestie, să rezolv, să scot la capăt, știi? Cum, cum făceam niște mini animații acum în Canvas, în frontend. Bun, deci trebuie să, fii, să stai foarte mult în fața calculatorului. Trebuie să fii interesat să rezolvi puzzle-uri. Pentru că, până la urmă, nu e nu vorba numai de coding, adică să știi tu ce funcții trebuie folosite sau algoritmi, pe cât trebuie să ai și un anumit mod de a fi, știi? Și trebuie să-ți combine să, dacă vrei să fii programator, trebuie să-ți combine și puzzle de, de, orice fel de moduri. de -aia o să vezi că o bună parte din programatori joacă și jocuri video. Tot fel de jocuri. Că e MMORPG, că e cu tankuri, că e ceva mai ales în jocuri în care trebuie să rezolve o mică situație, știi, chiar dacă e să lucri cu echipa, să bazi dușmanii sau ceva. Sunt oarecum niște puzzle-uri sub o altă formă, înțelegi? de o să vezi că programatorii sunt și cumva gameri, știi, că se duc cumva pe direcția respectivă. O altă chestie interesantă, Și că dacă, dacă, nu te bucuri după rezolvarea unei probleme, s-ar putea ca munca de, de, asta, de coder să nu ți se potrivească. <laughs> <laughs> știi? E, altă, e un punct foarte interesant aici. Tot filmul ăla ție vreo șapte minute, știi? Să zicem, de exemplu, dacă ai probleme cu tascurile repetitive, știi? Câteodată trebuie să repeți și să repeți același lucru, să-l rezolvi din cap până în coadă ca să o scoți la capăt. Știi? Și, câteodată, într-adevăr, vei nimeri în, în situația în care trebuie să verifici același lucru, probabil 50-100 de ori ca să vezi dacă programul, soluția și toate cele rezolvă tot felul de probleme din asta, din edge case știi? Și atunci problema principală în toată chestia asta e că oamenii nu cred că programarea e o activitate creativă. Ori programarea în sine este o activitate creativă. Și trebuie să gândești, creativitatea nu vine numai în, ce știu, în muzică, în scris, în pictură, ce vrei tu, ci efectiv este vorba și de modul în care reușești să rezolve o problemă, înțelegi? Deși asta este foarte importantă pentru oameni. Bineînțeles, zice aici să ai toleranță la, la, frustrare, gen, ok, dacă nu reușești să găsești răspunsul în 50 încercări sau lucrând la o problemă timp de câteva ore, să nu renunți, înțelegi? Ca programator, în principiu, una dintre calitățile tale ca programator este odată ce-i de o problemă, mă, nu te lași până nu o să capăt. Indiferent de timp și de energie, de ce vrei tu că te duci pe forumuri, că intri pe Google pe ce vrei tu pe acolo, până la urmă înveți cumva să dai de problema aia și să-i dai de capăt problemele alea, nu, te, nu renunți, știi? Și, bineînțeles, se, este foarte important în perioada asta, înainte nu să pune importanță pe chestia asta, dar să lucri în echipă. Dacă ai o soluție să împarți cu, cu colegii tăi, să accepti soluțiile date de colegii tăi și așa să înveți să crești pe mai departe. Și sunt destule cazuri în care tu trebuie să accepti soluțiile date de alții, de manager, de oameni care învață mai bine, care știu lucruri mai bine decât tine, înțelegi? Deci dacă nu-ți place să primești sfaturi legate de îmbunătățirea muncii tale, e cam greu să te duci ca programator, înțelegi? Dacă și la cred, fel, că, dacă nu... cred că e greu oriunde, adică dacă nu accepti sfaturi legate de îmbunătățirea muncii tale, nu știu zău unde, unde <laughs> poți avea succes, adică e la mintea cocoșului. Trebuie să înțelegi că nu toate chestiile ți-a ți sunt spuse în nume de rău, știi? Uh -huh. Exact. Trebuie să ai și răbdare foarte multă, știi? În ceea ce înseamnă, mai ales când trebuie să te lupți cu bagurile, știi? În principiu, când, când, tu lucrezi la un cod ceva, uh, sunt situații în care poți să zici, băi, am, am ceva probleme, de mai am nevoie de ajutor, dar nu există situații în care nu se poate rezolva, o lăsăm așa. <laughs> nu există treaba asta. Și nici în lumea programării n-ai văzut să vină careva să spună nu se poate rezolva, o lăsăm așa și managerul să zică da, e ok. nu există așa ceva. și uh, trebuie să știi să cauți singur răspuns, uh, cum se zice, soluții la tot felul de chestii, să înțelegi ce se scrie pe forumul și să știi cum să cauți, uh, cum zice, soluțiile cele mai potrivite că o să-ți diferența între un programator junior și unul mai uh, învățat. Când e să intre pe forumuri, programator junior dă direct la copy-paste a codul pe care îl găsește prin forumuri și pe aia speră să iasă, pe când ăsta senior se uită repede sus și jos și își dă seama, după un timp, ok, s-ar putea ca asta să nu fie niciuna dintre asta, să nu fie soluția potrivită, în loc să ia să facă copy-paste la toate și să vadă poate merge ceva sau nu, știi? <laughs> Și aia înseamnă timp timp și efort. Și o, încă o altă chestie este legată de faptul că trebuie să fii interesat să îți îmbunătățești modul de a lucra. De-aia o să auzi programatorii de obicei că se plâng. Băi, uite, m-am uitat acum la un cod ce l-am făcut acum șase luni și mi-e mi rușine de ce am scris atunci. știi? <laughs> și așa e, înveți, evoluezi și într-adevăr e un, e un pas e un pas recursiv, să zicem așa. Tot înveți, înveți, îmbunătățești, înveți, îmbunătățești, te duci așa. Deci, ca rezumat, dacă vrei să fii programator, trebuie să fii obișnuit să stai destul de mult, să-ți placă puzzle-uri, așa, ce mai e acolo, să te bucuri să rezolvi probleme, să, să fii obișnuit să faci task repetitive, să ai toleranță mare la, la frustrări legate de munca pe care o faci, bineînțeles, să lucri în echipă, să înțelegi când ți se spune ce ai de rezolvat, să ai răbdare și, bineînțeles, să cauți să-ți îmbunătățești activitățile. Vezi? Și prea puțin s-a discutat aici să fii foarte bun la matematică, să fii foarte bun la științe sau ceva. să trebuie ceva cunoștințe de matematică, dar nu trebuie să știi, de exemplu, analiză matematică sau nu trebuie să știi fizică complicată, decât dacă tu, ca programator, lucrezi în domeniul respectiv, în care se aplică chestiile alea foarte puternic, știi? Da, și eu nu. am mai zis chestia asta, când se vorbește despre programatori, se vorbește mult prea larg. Știi? Programarea, uh -huh. în ziua de azi, cel puțin, e o chestie mult mai, cum să zic eu, care trebuie mult mai bine de definită. Că există atât de multe tipuri de programatori și de limbaje și de domenii în care poți programa, încât uh -huh. clar nu toți sunt la fel. Păi, nu, și eu ziceam, în principiu. Dacă vrei să înveți cât de cât de ceva de programare, te duci pe HTML, CSS și JavaScript și dacă o te duci pe mai departe pe alte limbaje, ca să e mai accesibil așa. Dar aici am pus link. Poți să te duci pe Scratch, să înveți Scratch. E un programel din care tragi iconițe ca să faci programare așa simpluță, știi? Da, e e poate făcut simpatic. de cei de la MIT, dacă nu mă înșel. am încercat da, și eu exact. la un moment dat. Cei de la MIT foarte fine, știi? Și cam, cam asta e. Și când înveți de programare, la un moment dat o să ajungi la idee de, cum îi zice, de, de algoritm și ce vrei tu pe acolo. Și am băgat pe lângă asta de programare, am băgat și link din asta cu algoritm de curând. Că uitați să să zic la partea de, de, ce am făcut în ultima săptămână. Am descoperit un podcast de la Mozilla. Mozilla e fundația cei de care au creat browserul uh, Firefox. Ok? Ei, hey, și tipii ăștia au un podcast care se numește IRL, in, in real life Și l-am pus în show-nul la Tecnocultura.com aici, foarte fain Și vorbește de algoritmi în ultima Perioadă, așa că Nu știam că ăștia de la Mozilla Chiar au podcastul lor, foarte simpatic Și am pus link acolo IRLpodcast.org Toată lumea românt. are un podcast în ziua de azi, Nu Putem să de la premisa asta Absolut toată lumea mă, are Știi cum e? Eu în 2010 când mi-am început blogul Era manubv.wordpress.com nu știam de absolut nimeni și nimic. Eu când mi-am făcut blogul pe acolo, eu în momentul respectiv, cred că era 4 iulie 2000, 2010, da? Doar auzisem, doar citisem pe de WordPress pe undeva, văzusem că era prezentat, Uite cum poți folosi WordPress să-ți faci propriul site sau blog sau atâta, dar eu aveam zero cunoștințe legate de blogosfera din România. Și pentru, efectiv, două zile, eu credeam că sunt singurul blogger din România pe 4 iulie 2010, ok? <laughs> Când am pus eu primul Hello World, ce vrei tu pe acolo, ok? Deci timp de două zile credeam că sunt singur. Așa în continuare sunt și cu podcasturile, știi? Cumva cred că podcasturile încă mai sunt ceva relativ exclusivi și că nu chiar toată lumea se pune să facă podcasturi, știi? Măi, nu e un lucru rău. Până la urmă, orice modalitate, cum să zic podcastul e blogul modern, da? E o modalitate de a transmite gânduri și idei către cine vrea să le asculte, simplu de utilizat pentru toată lumea. Deci nu e un, un lucru rău, că până la urmă nu îți bagă nimeni nimic pe gât, fiecare e liber să asculte fix ce, ceea ce îi place. Exact. Și cumva m-am bucurat că am văzut că ăștia de la Mozilla au podcast -o și m-am înscris repede. Și au episoade relativ scurte, jumătate de oră. Știi că joc în Need for Speed Hit fac vreo 4-5 curse din alea, s-a dus podcastul, foarte interesant așa. Și vorbesc ăștia despre algoritm și e foarte bine editat așa. Nu este free, willy, discuție liberă chiar atât, e destul de bine editat. Ci că, zice când în algoritmii sunt șefii tăi. Cred că am discutat noi la un moment dat de chestia asta că cei care lu lucrează în gig economy sunt de fapt orele de muncă și timpii și tot felul de chestii de astea, le sunt stabilite cumva decât și plata, le sunt stabilite de către algoritmi, de ăștia automați, acolo. Și unde ajung oamenii să fie cel mai tare afectați în țările astea, mai sărace. Și în reportajul ăsta făcut de ăștia de la Mozilla, e pe America de Sud. Mi se pare în Brazilia, că au, Brazilia, Peru, acolo au făcut report, reportajul cu oameni de acolo. Și da, e interesant cum, uite, algoritmi despre care oamenii nu prea știu multe sau mai nimica, decid viața a milioane sau poate sute de milioane de oameni. Și atâta vreau să pun aici așa să ascund între show notes faptul că Mozilla are un, o întreagă serie acum legată de modul în care algoritmii ne afectează viața. Și cam atâta legată de coding. Deci oameni buni și în episodul trecut ajunsesem la concluzia cu Dorin Lazar că într-adevăr Programarea este pentru oricine, oricum, orice, cât de mic, de mare, de tână, de bătrâniești, dacă, într-adevăr, vrei și îți pui, îți pui în cap chestia asta, știi? Și, a, că vorbeam de Dorin, i am pus și un link către algoritmul YouTube, că oamenii erau supărați la un moment dat de ce algoritmul YouTube face recomandări atât de proaste. Și a, foarte rar, adevărul e că vreau să zic, eu foarte rar am ales canale din cele recomandate undeva în partea dreaptă, știi, când mă uit. Una la mână, eu nu, nu, nu dau, nu permit funcția de autoplay, la mine e autoplay off, și a doua la mână, mai cred că vreo 98-99% din canalele pe care le urmăresc pe YouTube, adică aproape vreo 300 și alea, a fost din un canal de YouTube la recomandat pe altul. Ori am citit undeva, ori am citit într-o carte, pe un blog, am, am auzit de canalul respectiv într-un podcast. Și așa m-am înscris. Și chiar am, ca să fiu ferit de ce înseamnă algoritmii ăștia YouTube, eu am întotdeauna un tab deschis cu subscriptions pe YouTube, știi? Te duci pe youtube.com feed subscriptions și acolo îți apare în ordine cronologică. Se pare că funcția, pagina asta nu e folosită de foarte mulți oameni, pentru că altfel probabil și-aș băga ăștia codița, la fel cum face, cum au făcut pe, pe cum e zice, pe Facebook și Instagram și ce vrei tu, ca să-mi strice lista mea frumoasă de cronologică, știi, de videouri publicate. Dar nu știu dacă tu folosești așa pe YouTube. Măi, să știi că exista, a fost o vreme când funcționa foarte bine. Deci, nu. Mi-e greu să, să mai evaluez câte din canalele la care sunt abonat. Acum au venit așa, dar într-o vreme multe din canalele la care m-am abonat au venit prin recomandări. Pentru că a existat o vreme când erau extrem de bune. Acum cum să zic eu, dau click pe un video și prima recomandare este cea complet fără legătură. A doua poate are cât de cât legătură, a treia mh, mai degrabă nu și așa mai departe. Era o vreme în care YouTube făcea foarte, foarte bine chestia asta. Între timp, probabil studiile lor referitoare la psihologia consumatorului de YouTube le-au arătat alte chestii. Și uite, de exemplu, ascult un podcast, da? toate bune și frumoase, mă uit la recomandate. Ascult un podcast. Iar acum am fereastra deschisă. La recomandate, prima chestie e un alt podcast pe care deja l-am văzut. A doua chestie e ceva cu mașini, dar nu ceva ce m-ar interesa. A treia chestie e alt podcast pe care îl urmăresc, fac chiar un fel de binging în ultima vreme, dar e un episod foarte vechi și eu n-am ajuns până acolo. Și tot așa, înțelegi? Deci, completa landala am extrem de multe chestii repetitive aici, dacă dau scroll în jos, chestii pe care le-am văzut deja, că se vede bara aia de progres, că e roșie, și așa mai departe. Deci absolut, absolut, nicio legătură. Efectiv, nu am de ce să mai dau vreodată click acolo. Înțelegi ce zic? Cam, cam ceva de genul ăsta. și foarte păcat pe, pe și plurul. nu înțeleg de ce s-a ajuns aici. Adică, frate, înțeleg să-mi recomand niște lemne de care eu n-am nevoie sau la care nu m-aș uita. Bă, dacă când sunt atât de multe chestii care sunt deja văzute, care e scopul? Na. Da, algoritmi. Uite, vezi, fără reclamație la YouTube că o să te bage în seamă sau nu. Cam așa e. Trist, trist, dar asta e situația în care trăim acum. Mi se pare că, cel puțin în Ecuador, dacă nu, revenind la podcastul de la Mozilla, ei au început să facă tot felul de, să zicem, proteste legate de algoritmii care le conduc oamenilor viața, știi? La tot felul de aplicații de delivery, de exemplu. Că am înțeles că la un moment dat, dacă cineva întârzia întârziat la delivery cu, nu știu, vreo un minut, două, îi, îi suspenda de pe aplicație pentru două zile. Înțelegi? Ori poate să fie un milion de motive pentru care mâncarea a întârziat. Absolut. Până la, până la ușă. Și să ai un algoritm atât de draconic și de tâmpit, este total nesimțită chestia asta. Și abia aștept să văd cum se mișcă și Uniunea Europeană pe direcția în care deciziile automate să fie ușor de reviewed, și poți să ceri o escalare la un om să verifice, ok, dacă decizia a luată automat a fost corectă sau nu. Înțelegi? Uh -huh. Și probabil se merge, o să, o să trebuiască să meargă mult mai mult pe direcția în care algoritmii, pe viitor, să fie pu făcuți publici. Ba mai mult decât atât, algoritmii să fie hostați efectiv, să fie hostați într-un fel de librărie mea publică, pe, în care să fie ușor de vizualizat de către tot omul și să zice okay, noi, în momentul de față, folosim următorul algoritm public la YouTube care vrea să-ți dea cele mai simpatice filme. Ok, și atunci tu poți să te duci pe un link anume, gen ce știu, algoritm.com, să vezi ce algoritm folosește Google și efectiv metoda prin care ajunge să-ți recomandă un film sau ceva. Mai devreme sau mai târziu, cred că va trebui să ajungem acolo dacă vrem să avem o. Să zicem o situație mai sănătoasă, că una este algoritmul și asta este, alta este data, da, sunt rezultatele specifice fiecare persoană. Okay? Uh -huh. Pentru că algoritmul poate să spună, uite, ne, ne uităm ca 50% din proporția, din importanță, o dăm filmelor vechi la care te-ai uitat tu, iar 50% ne uităm, dăm ca proporție, așa, ca importanță, la domeniile generale în care te-ai și în funcție de asta noi stabilim o anumită listă, înțelegi? Și nimeni nu ți publică lista precisă pe individ, ci publică pașii, da. înțelegi? Și chestiile astea ar trebui publicate, deci algoritmii ăștia nu numai că ar trebui publicați cu diagramă, dar ar trebui publicați inclusiv cu codul sursă, ca să poată să fie verificate, știi? Și o chestie, o discuție de genul ăsta a fost la un moment dat și pe, și pe UK, când, să știi că mai au avut noi discuția asta, da. când s-au aplicat, s-au dat niște note, pe baza unui algoritm care nu funcționa tot mai bine și algoritmul respectiv era făcut în așa fel încât la școlile private să dea note mai mari decât la școlile de stat pe uh -huh. Și asta era o chestie destul de nesimțită și spuneam și mai de mult, băi, orice fel de algoritm ritm, automat folosit pentru a decide ceva legat de viața omului trebuie făcut public cu fiecare linie de cod. Ok, Bun, dar mergem pe mai departe Uite, avem niște știri pe scurt pe aici Înainte de orice, De la Rest of World E, e fain site-ul ăsta, Rest of World Pentru că mai afli chestiuni din, din alte locuri, știi? Atunci când am aflat noi că e aplicația aia în Turcia Care îți face citirea în ceai Știi? În, da, da, da. în ceai și în cafea Foarte tare ideea asta Chiar tu zice că nu ți-a nu ți venit în cap că o făceai tu Păi da, poți să știi Încă îmi pare rău, încă regret știi? No, și Rest of World are chestia asta din altă parte, adică altă parte față de, ce știu, SUA sau Europa, știi, clasică. Și atunci am aflat de la Rest of World despre exploatarea din domeniul VTubers. VTubers e Virtual Tubers. Și este vorba de o, o, nouă, o relativ nouă industrie prin zona Japoniei, Coreei și Chinei, în care entertainerul din fața ta nu mai, nu mai, este o persoană fizică, ci este o, ceva animat, știi? Și atunci, și atunci toată chestia asta este că cei care vor să fie entertaineri trebuie să fie și să țină și pe oameni în priză, știi? Vreo 4-5 ore să, să țopăie, să facă pe acolo, înțelegi? Și rezultatul este oameni plătiți prost, nu-i vezi în persoană pe față cine sunt, ci vezi doar un avatar, înțelegi? Și de-aia și spune VTubers. Și este foarte interesant că, cumva, chestia asta cu uh, VTubers și Avatar n-a cam prins în Europa și în, uh, în America de Nord, dar a prins foarte puternic în zona Asiei, pe acolo, știi? Da, <laughs> e sunt o pentru chestia asta pe care eu nu o înțeleg. Adică uh -huh. se simt mult mai confortabil așa decât cu persoane reale. Nu știu de unde vine asta. Mi-ar plăcea să știu, o zi înțeleg poate mai -am bine. Ideea este da. că, s-ar putea ca și noi să vedem prin Europa sau America de Nord, mai devreme să mai târziu, chestiile asta cu avatar. În loc să facă, în loc să fie omul pe ecran, să fie cu avatar. Și acolo o altă tehnică, altă mâncare de pește. Bine, ce vreau să mai vorbesc, trei chestii foarte pe scurt aici, ca să terminăm într-un minut, două. De la Techno Technology Corrections, am aflat cum funcționează ceva mai bine mașinile de scris. Mașinile de scris, pardon. Unele mașini de scris îți permiteau să ștergi litere. Și era foarte interesantă faza asta, având o bandă nea de polimer, care atunci când era lovită de literă, făcea un șanț pe hârtie și lăsa atunci vopsea acolo. Ei bine, acea, acele mașini de scris aveau o altă bandă adezivă, albă. Știi? Banda de polimer era neagră, banda adezivă era albă. Și atunci ce se întâmpla? Dacă vrei să ștergi o anumită literă și ziceai, ok, vreau să șterg litera asta, era, mi se pare, o tastă specială, ziceai, ok, uh, remove letter sau ceva de genul ăsta, atunci ce se întâmpla? Banda albă era scoasă la înaintare și litera era lovită exact în același loc de către piciorul respectiv cu litere, știi, piciorul metalic. Și lovind așa de vreo 3-4 ori, reușeai să, cu banda adezivă, reușeai efectiv să iei înapoi, cum îi zice, vopseaua lăsată pe hârtie. că, că folosit o mașină din aia descris la un moment dat, mai mult ca novelty, că nu sunt atât de bătrân încât să mai fi trăit în era mașinii descris, dar am folosit când eram eu mai tânăr la cineva care mai avea una și chiar o folosea zi de zi, în, prin anii, nu știu, la sfârșitul anilor 90, când computele nu erau chiar pentru toată lumea. Și mm -hmm. mai existau în România, se mai foloseau. Și, da, e, e foarte tare faza asta, uite, n-am știut n-am, -am lucrat cu mașini de schis, ever, dar într-adevăr, nu puteam imagina așa, într-un minut, două, cum mai putea șterge o anumită literă scrisă. Și procedeul e foarte simpatic și deștept așa, modul în care făceau treaba asta. Practic, benzile alea corectoare, știi că poate, sau poate, probabil că știi că există niște benz corectoare care fix pe principiul ăla funcționează. Au o chestie așa de zivă albă înăuntru și le trăgeai peste cuvintele pe care le greșeai, știi? Da. Și le uh, aplica o bandă. Cam la e principiul pe care funcționau și astea. Mm -hmm. Foarte, foarte simpatică de basă. Deci, uite, mașini deschise puteau într-adevăr să șteargă litere. De la TechAlter au aflat despre costul enorm al mașinilor. Și tipul să a făcut niște calcule pe acolo și chiar dacă iei o mașină asta mai micuță, un Volkswagen Golf din asta mai micuț, ci că după zeci de ani de zile de utilizare, tu efectiv la cumpărarea mașinii, reparații, taxe, benzină, ce vrei tu pe acolo, se pare că oamenii ajung să plătească până la cel puțin lumea vesti, de vest, adică Germania și așa mai departe, ajung să plătească și 360.000 de euro ca utilizator de mașină, știi, pe, pe viață, lifetime, știi, când calculezi toată chestia asta. Și nu numai că ei cheltuie 360.000 de euro, dar și statul cheltuie la fel 10 până la 100 de mii de euro pe tot parcursul ăsta ca să ce să facă, să facă străzile, să facă altă infra infrastructură, poduri, ce vrei tu pe mai departe, ca să ajute, de exemplu, la existența mașinilor. Deci, nu, nu am făcut un calcul cumulativ să văd, într-adevăr, cât de scump ar fi o mașină pentru cineva, dar, într-adevăr, uite, tipul ăsta a făcut de la Tecaltor și pe unii oameni îi costă cel puțin 300 de mii de, de de euro pe toată viața, cel puțin în Germania. Nu știu pe România cât ar costa. Probabil la fel, fiindcă mașinile costă la fel. Dacă vorbim de mașini noi, o să mă uit și eu la video, nu l-am văzut, dar sunt curios pentru că, na, e unul din subiectele mele de suflet, automobilul, și sunt curios să văd exact despre ce vorbește la aici. E clar că există niște costuri mari, dar acum depinde cum folosești mașina, nu știu ce, și nu vreau să vorbesc înainte să văd video. Da, uite-te și asta, chiar, chiar ar trebui să dea de gândit foarte, la foarte multă lume, știi? Să te orientezi mai mult pe mersul cu bicicleta și transportul public. Asta ar și autoritățile să vrea să investească mai mult pe direcția asta. Bun, și o ultima chestie pe astăzi, de la Science Stories, de la Bogdan, prietenul nostru de la Science Stories, a publicat un filmuleț nou în care explica oamenilor ce este Science Stories și că îi invita să publice articole pe sciencestories.org. Deci, dacă ești pasionat de știință, tehnologie, programare, ce vrei tu pe acolo, mai multe tot de domenii din asta tehnice și vrei să scrii, de ce nu? Du-te pe sciencestories.org și atunci poți, poți, participa ca creator de articole pe platforma respectivă. Bineînțeles, numele tău va fi foarte bine precizat acolo și pus ca autor, vei fi și tu autor pe acolo și poți ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine, ce știu, domeniul de care ești tu personal, adică e o idee faină, fiecare cum, cum știe mai bine, de ce nu, pe scienceliniutestories.org și cam atât. Acum, la final de episod, Vlad, shameless plugs? Uh, nu am niciun shameless plug. Foarte bine te găsim în continuare pe YouTube la canalul ăla Digital Analog. Păi nu-ți mai ascult și eu din când în când când am ocazia. Iar da. pe mine mă găsește lumea pe manelcheța.com unde am podcastul Un Român în Londra. Acesta a fost podcastul Tehnocultura, am ajuns la episodul 92 denumit RSS este Forever. Și am vorbit despre Amazon și, Amazon și mediul înconjurător, Spotify și RSS și despre v Tubers. No, noi ne mai auzim pe data viitoare și sperăm să fiți bine și eventual poate să jucați un joc la străi. Da, Vlad și Manu te salută, ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! Numai bine, ceau!